Afișat pe site-ul instituției în formă completă încă de la sfârșitul lunii martie, proiectul de hotărâre privind bugetul județului și al instituțiilor subordonate a stârnit dezbaterea prinse în plen. Inițial, grupul PNL a pornit o discuție pe forma proiectului, acuzând că prin poșta electronică aleșii nu au primit documentul așa cum era afișat pe site. Ulterior, consilierii liberali au solicitat lămuriri privind finanțarea unor investiții precum construirea autogărilor în municipiile Marghita și Beiuș, dar și în orașul Săcuieni, proiecte trântite încă din luna septembrie 2018 de grupul PNL Bihor. Se mută investițiile dinspre partea de UAT, județul Bihor, spre ONG-uri, spre Agenția de Dezvoltare Durabilă, spre Agenția de Management al Destinației, spre Agenția de Dezvoltare Durabilă. Am văzut că ați mutat banii pentru autogări, da? Bugetul solicitat de ADB este de 45,7 milioane de lei. Aproximativ 10 milioane de euro, da? Văd că pentru autogări și reabilitări școlare ați alocat suma de 8 milioane de lei. Două primari din județul Bihor, de toate culorile politice, unanim a semnat toată lumea și a fost de acord. Au venit cu inițiativa către noi. De ce să-i oprim în acest lucru? De ce să nu lăsăm posibilitatea să investim în aceste localități? Că nu avem două treimi, a trebuit să găsim o modalitate prin care reușim să construim și autogările și să reabilităm școlile și să meargă piscinele mai departe, bazinele de vot mai departe. Pastor Șandor a explicat în plen investițiile derulate de Consiliul Județean Bihor prin Agenția de Dezvoltare Durabilă. 35 de milioane și ceva sunt bani de la Guvernul României alocat județului Bihor prin bugetul național. Direct pentru bazinele care le construim. Alocăm pentru fiecare primărie prin ADD 100.000 de euro direct pentru învățământul local, pentru reabilitare, laborator, teren de sport, fațadă școli, pentru îmbunătățirea învățământului în orașe numai. Aveți acolo procesul verbal. Cealaltă parte din sumă reprezintă autogările care nu au trecut de 3 luni prin Consiliul Județean, și am transferat problema autogărilor. Toți au fost de acord unanim de a se construi autogările. Cum să nu fie de acord domnul Gal? Că trebuie să deie terenul și județul construiește autogări. Pentru anul 2019, proiectul de buget propus prevede la capitolul total venituri suma de 482.675,34 lei. Avem un buget mai mare decât în 2018 cu 51 de milioane. Cred că acesta este elementul important acestui buget. De asemenea, la secțiunea de dezvoltare este cea mai mare creștere pe care am prins-o în bugetul pentru 2019. Dacă în 2018 am plecat cu o valoare de aproximativ 95 de milioane, anul acesta plecăm cu 166, 840 și 8 de milioane. Avem o creștere de 71 de milioane la capitolul de dezvoltare. În ședința ordinară a lunii aprilie, proiectul de hotărâre privind bugetul pe 2019 a primit girul a 19 consilieri, 18 PSD, UDMR, ALDE și unul PNL.